Bună ziua, bună ziua, pe canal, pot să de curte. În acest episod am să vă arăt porumbei și prepelițele. Da, scuzați mizeria care este, le-am făcut curat acum două zile, dar au murdărit iar. La fel și cu asta de apă am curățat tot acum două zile și iar am murdărit-o. Trebuie să le fac mâine curat. Le-am dat aici de mâncare. Afară aproape seară. Bine, asta superbă. Devoltată. Masculul ei este aici. Uitați-l aici, masculul ei. Asta cu un penaj foarte frumos. Nu știu mai exact câte numesc culorile la ei. Aici este unul dintre cei mai bătrâni porumbei, ăsta roșu, și cu ăsta de aici, cei mai bătrâni. Masculul lui femeia asta i-a murit, din păcate, acum două zile sau trei, un satinet sau misipirliu, cum le spun eu. Da, mai mult ca teste cu porumbei. Eu nu sunt așa mare pasionat. A ieșit episodiu. Eu nu sunt mare pasionat. Să mă uit de ouă. Dacă ar fi făcut. Uitate că acum, au, cred că e cam târziu să mai facă pui sau mai știu eu ce. Cum am spus, nu mă pricep absolut deloc la porumbei. Tata lui o face medicamentația, tata. Le faci, le dă de mâncare, dar când o fi, mai urc și eu pe la ei, doar să-i mai văd. Că nu pot spune că nu-mi sunt dragi. Da, revin jos de la prepelițe. Așa am venit și aici puțin la prepelițe. Da. Au, nu mă ciupi, nu mă ciupi. Știu că nu este tocmai mediul potrivit unde ar trebui ele să stea. Adică ele ar trebui să stea într-o cușcă, mai exact. Doar că am zis că le las aici. Am avut cușcă la ele, dar am zis că mai bine ar sta aici. După părerea mea, le închid că mă ciupe. Da. Au apă și mâncare. Și da, dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați. Pa, pa!